Sergio, bine ne-am găsit și regăsit cu cei care sunt pentru prima dată aici. Acum două minute eu aveam o temă pregătită, ceva despre vocație. Mă gândeam eu așa vreo două săptămâni înainte. Acum două minute vorbind cu Shumi. O cunoașteți pe Shumi? Fata care vă pregătește cafeaua, că veniți aici. Discutând cu ea, mi-a venit o idee. Să schimb tema și să vorbesc despre inimă. S-au făcut niște studii cu ceva vreme în urmă și s-a constatat că câmpul electromagnetic al creierului are o anumită amplitudine. Dar este depășit de cel al inimii cu de cel puțin 5.000 de ori. Deci câmpul electromagnetic al inimii este de 5.000 de ori mai puternic decât cel al creierului. Și la fel, ideea asta m-a purtat spre o altă temă care se numește iertarea. Și aș vrea să facem un exercițiu pregătitor ca să înțelegeți despre ce urmează să vorbesc. De ce? Pentru că iertarea trebuie să vină din inimă. Inimă, da? Nu poate fi logică și rațională. Și haideți să îmi dați o mână de ajutor. Aveți dușmani? Oh. Urâți pe cineva sau purtați pică cuiva sau aveți așa un grăunte de împotriva cuiva? Da? Bun. Haideți să punem persoana aia în minte. Aici, da? Pentru două minute, două secunde să ne gândim la persoana respectivă și să încercăm să pronunțăm te iert logic. Vreo rezultat? Funcționează? Da. Pentru persoanele tehnice, probabil. Așa. Coborăm vreo 30 cm mai jos în funcție de înălțime, la mine mai mult. Și trecem în zona inimii, da? Folosim aceeași persoană, aceeași imagine și încercăm să o iertăm din inimă. Încercați. De fapt, nu încercați, că aici e nu cu exact ca maestru Yoda. Faci sau nu faci. Da? Deci din inimă încercăm să ne poziționăm în inimă, dar să facem respectivul lucru, să iertăm din inimă. Încercați, vă rog. Cam care e rezultatul? Cum vă simțiți? Se întâmplă, da, e normal, suntem umani și în viețile noastre se întâmplă să avem de face cu diversi indivizi, de diverse tipologii. Începând cu cei din familie, iubiții noștri, cofamiliari. Eu am avut o experiență din familie legată de tatăl meu. Aveam un foarte mare dinte împotriva, de fapt era un cos de ăla de fildeș, împotriva lui. Eram foarte apropiat, nu băiatul mamei, dar foarte apropiat de mamă. Așa erau lucrurile. Până acum vreo 10 ani am avut ceva împotriva lui, tot timpul. Mi-am purtat povara asta tot timpul. Până într-o zi, ați auzit de Epifanie, da? Știți ce e? Momentul ăla de wow, evrica. Am avut un moment de genul ăsta când am înțeles că, de fapt, eu port povara în mine. Nu în afară. Da? Am înțeles un simplu lucru, că rănile mi le fac eu. Sunt ale mele. Deci durerea și ura și dorința de răzbunare, de... Da? Toate erau în interiorul meu. Nu erau la el. Cu toate că el era mort la vremea respectivă. Dumnezeu să-l ierte. Aici. Am ajuns la concluzia că singurul care pot să rezolv, să poate mă ajuta să rezolv problema asta, sunt eu. Cu timpul, bineînțeles că asta nu se întâmplă instant, nu pot să rezolva problema imediat, dar încet, încet am învățat să iert. Să ajung la posibilitatea, la capacitatea și la nivelul de înțelegere care să-mi permită să iert. Realmente să iert. Pentru că iertarea este un fenomen al înțelegerii, al compasiunii. Nu poate fi rațional și logic. Dacă aveți, mai înainte, în experimentul de acum câteva minute, dacă ați observat în momentul în care ați accesat logic
informația respectivă, ce s-a întâmplat? Au început să apară ceva întrebări? De ce? Păi ce mi-a făcut, ce nu mi-a făcut, da? Ați început să gândiți, să raționați? E natural. Este un fenomen specific ăstuia, da? Deci, dumnealui este învățat să lucreze. Inima este obișnuită să stea în tăcere, să observe și să lase lucrurile să treacă. Să înțeleagă și să lase lucrurile să petreacă, da? În momentul în care ați trecut la nivelul inferior, din propriu spus inferior, că o să vă mai explic o trebușoară, în momentul în care ați trecut la inimă, ce s-a întâmplat? Ați devenit accesibil? Da? S-a întâmplat? V-ați simțit mai permeabil? Mai permisiv? Mai natural? Face parte din natura noastră. Din păcate, în sistemul nostru scolastic, mondial, nu doar local, suntem obișnuiți cu ideea că a fi logic este un lucru bun. Da, este bun. Până la o anumită limită. Că informația ești tu. Spuneți-mi, vă rog, sunteți posesorii informației sau sunteți informația? Sunteți posesori a informației. Pe tombă, pe cruce sau pe... chiar dacă scrie doctor sau, eu știu, profesor universitar, când ai să ajungi în iad, nu o să te întrebi, a venit domnul doctor, ce-i facem? Nu. Ești gigel care a păcătuit. Și atât. Funcțiile nu se iau. Da? Cum nu iei nimic de pe fața pământului. Pur și simplu, asta e. Face parte din... Da? În momentul în care căpușorul nostru percepe informația ca atare și începe să confundă eu-ul, sinele, cu informația, crește aroganța, nivelul de aroganță. În Isihasp, m-ați auzit de Isihasp, care este rugăciunea inimii, da, practicată de călugări în România și mai sunt altele în afară, alte tehnici la alte religii, vorbesc de ortodoxism. Isihasmul nu este centrat pe creier, pe minte, este centrat pe inimă. De-aia se cheamă și rugăciunea inimii, pentru că îți accesează o cantitate de energie imensă, care se referă la energia universală. Mental, poți recepționa și poți gestiona, poți transforma o cantitate limitată, așa cum spunea Florin mai devreme, da? Până la X cuvinte. Atât. Poți să devii deștept până la nivelul X. În schimb, cei care s-au iluminat sau care au trecut un anumit prag al înțelepciunii au făcut-o cu ce? Nu se poate altfel. Nu poți iubești cu creierul, cum spunea Andrei mai devreme, o iubesc pentru că o iubești cu creierul? Poți să iubești cu creierul? Există fenomenul ăsta? Eu n-am auzit de el. Dacă încercați să iubiți pe cineva cu creierul, se întâmplă doar că îi găsiți defecte. Că așa funcționăm. Merge, nu merge, e așa, nu e așa. În schimb, când te folosești de cord, ce se întâmplă? Începi să vibrezi, da? Începi să devii fluturaș, dai din aripioare, da? Deci face parte din... În engleză este un termen, eu nu stau foarte bine cu engleză, se cheamă fall in love, nu? Exact așa se folosește. De ce se numește fall in love? E o decizie conștientă, exact așa. Nu e o decizie, ca așa spun, da, corect. Fall in love. Se referă la un aspect extrem de simplu. Rațiunea nu are ce căuta. Te îndrăgostești, punct. Că ulterior, e normal, după ani de conviețuire sau de stat împreună, apar chestiuni de genul, nu-mi place călașurile deschise la baie sau n-ai spălat vasele. Alea sunt chestiuni normale, naturale. Dar, când iubești, iubești cu inima. Și orice ți-ar face persoana respectivă, da, până la un anumit punct, bineînțeles, pentru că și acolo există niște condiționări, asta e, că nu suntem copiii lui Bivolaru, că ați auzit de el, da? Acceptăm. De ce? Pentru că inima ne permite să folosim energia asta, a acceptării, da? Cum ajungem la capacitatea de a ierta? Cum accesăm informația asta? Pentru că este o informație. Știți foarte bine că funcționăm energetic, da? În univers, totul se bazează pe energie. Mai devreme vorbeam cu Florin și chiar ne raportam la fizica cuantică, care spune că noi suntem vid.
Noi suntem vid în mișcare. Între atomi, între atome în mișcare, mai există ceva. Și știința încă nu a descoperit ce anume. În biologia credinței a lui Lipton, dacă ați auzit de ea, omul biolog foarte rațional, foarte logic, foarte a ajuns la o chestiune într-o zi, la fel, a umbla ca apucatul pe scările facultății, strigând, încercând să găsească pe cineva la 4 dimineața pe holurile alea, ca să-i spună că el o înțeles că între celule, între atomi mai există energie. E ceva dincolo de chestia. Și a putut să ajungă la concluzia că biologia este legată de această fizică cuantică, că suntem energie în mișcare. Mai devreme m-a întrebat Răzvan de ce doar atât sau ce să spun. Și am spus, iubitor de oameni. Suntem oameni. E natura noastră, da? Suntem energie. Este cel mai frumos eveniment să te întâlnești cu o altă formă de energie a seminței, pe care să o înțelegi. Pentru că noi avem câini, avem pisici, avem buruieni prin casă, avem pește, avem tot felul de chestii, da? Dar nu interacționăm cu ele decât de la nivel de superior-inferior. Când întâlnești un om, discuți de la egal la egal. Bineînțeles că acolo apar alte problemuțe, eu sunt prost, ăla e deștept și așa mai departe. Dar astea, din nou, sunt condiționări ale sistemului, da? Unde, uite ce titlu am eu, câtă diplomă am. Știți cum era la curțile legale când apăreau aia cu... Oliuliuliu, intră GGL de la curtea casei, nu știu care. Într-un raport uman real, nu ai nevoie de așa ceva. Pur și simplu, raportezi energia ta la energia omului. Atât. Asta se întâmplă în orice tip de relație reală. Că dacă vorbim de relațiile de serviciu, lucrurile se schimbă. Dacă vorbim de, eu știu, subordonat șef, chiar se schimbă lucrurile. Dar la esență suntem cu toți oameni. Plecând de la ideea asta, inima este cea care ar trebui să funcționeze în mod corect. Să învățăm, să trecem tot mai des, cam tot ce primim informație și cam tot ce avem în interior, să trecem prin filtrul inimii. Înainte de a raționa, de a judeca, de a pune ăla e așa, aia e așa, sau aș putea să fiu mai deștept sau mai prost sau mai eu știu cum, să trecem pe aici. Este o vorbă tot în afară, până nu te-ai încălțat cu pantofii cuiva, nu o să înțelegi niciodată ce-i cu omul ăla. Nu avem dreptul rațional să judecăm pe nimeni din viața noastră. O facem în modest, da? O facem? Chiar și în momentul ăsta o faceți. Ăsta vorbește într-un fel, ăsta face într-un... Instinctiv o faceți. Așa ne-am educat, de fapt, creierul a preluat comanda și a început să lucreze singur, de capul lui. Noi suntem doar niște indivizi care reacționăm la comenzile lui. Mintea noastră e mai hoță ca noi, clar. Cu timpul învățăm, dacă învățăm, că și aici e o mare problemă, dacă învățăm, că nu-i de ajuns să folosești creierul. Avem nevoie de inimă. La inimă ajungem prin relaxare. Există diverse tehnici de meditație, există diverse forme de atingere a liniștii, de captare a energiei cosmice. Tehnicile nu sunt întotdeauna cele mai potrivite, pentru că din nou funcționează creierul, care spune trebuie să stai într-o anumită poziție, trebuie să faci vipassana așa, să stai cu nasul așa, să stai să respiri așa. Toate chestiunile astea te blochează și nu mai lasă energia să curgă. Cea mai recomandată pentru mine, zic eu, îndreptați-vă spre zen. Ați auzit de zen, da? Este un cuvânt foarte la mod acum. Uai, ce zen e! Uau, ce tare! E foarte zen! Cum apare ceva conotație spirituală? Uai, ce zen e! Dar spuneți-mi, vă rog, aveți idee ce e zenul? A, perfect! Ce ai spus? Că vorbeam de ci. În moldovenește, eu sunt moldovean. Ce ai spus? Zenul. Vine din... A plecat din India și a ajuns în Japonia. A plecat de la o formă și a ajuns la altă formă, mult mai complex. Este ceea ce putem practica zilnic, adică atenția asupra noastră, la orice ce facem. Ca și cum am avea un martor exterior care ne ajută să înțelegem cum să trecem de ăsta și să coborăm aici. Că după aia să ajunge și la partea inferioară unui dantien, e cu totul altceva, dar data viitoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.